Există un motiv pentru care multă lume a crezut că Petrica Mățu Stoian ar fi viu. În mediul online au apărut voci care sugerau acest lucru, deoarece Petrica a fost văzut la TV de Revelion. Regretatul interpret de muzică populară a fost unul dintre cei mai iubiți soliști și adesea era chemat la mai toate emisiunile televizate. Înainte de a trece la cele sfinte, Petrica Mățu Stoian filmase o ediție specială de Revelion care a apărut la săptămâni bune de la moartea sa. Imaginile i-au bulversat pe unii internauți care s-au întrebat în mediul online dacă nu cumva acesta trăiește. După ce a fost difuzată emisiunea pe micul ecran, ediția specială de Revelion la care a participat Petrica Mățu Stoian, fanii au fost bulversați. O discuție este următoarea. De ce este viu? Este și va rămâne viu în inimile noastre. Nu, filmările au fost făcute în luna noiembrie, cu câteva zile înainte să moară. Oamenii spun pe rețelele de socializare că Petrica Mățu Stoian va rămâne veșnic viu în inimile lor și prin muzica pe care a făcut-o de-a lungul carierei sale. Petre e viu, fără comentarii. După cum se vede, este prezent pentru cine l-a iubit și respectat. Petrica Mățu Stoian, eu te consider totdeauna viu, mereu, în sufletul meu și așa vei rămâne, viu în sufletul meu. Dumnezeu să-l odihnească în pace, amin, sunt câteva dintre comentarii. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.